2 Împărați, capitolul 6, versetul 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea de pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Au venit și au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. A ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de caie și de care de foc în prejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei, el a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, te rog, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea, veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestuia să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că era în mijlocul Samariei. Împăratul Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, părinte. Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceea pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul Israel le-a dat un prânz mare și au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Să ocupăm locurile. Suntem de câteva luni de zile acum în Vechiul Testament, studiind viața lui Ilie, apoi am trecut la viața lui Elisei. Mă bucur că Domnul a inspirat pe fratele Ovidiu să fim în aceeași subiect, în aceeași temă. În seara aceasta explorăm acum un nou episod din viața lui Elisei, din care aș vrea să învățăm cum să ne rugăm. Cele mai multe minuni pe care le-a făcut Dumnezeu prin Elisei până acum au fost minuni în folosul unor indivizi sau unor comunități foarte mici de oameni. De data aceasta avem de a face cu o minune în folosul neamului său, în folosul poporului său, dacă vreți, o minune de interes național. Am intitulat predica din seara aceasta: neclintit în fața dușmanilor, neclintit în fața dușmanilor. Dumnezeu îl folosește, începând de la minunea aceasta, pe Elisei pe plan național. Îl lansează pe plan național ca prorocul neamului său. Avem de-a face cu un atac sirian. Nu ați observat că dușmanii parcă au minte scurtă, nu? Fac pace cu tine, după care iar le nezărește o idee de război și iar vin la război cu tine, nu te lasă în pace. Au uitat, probabil, Naaman, sirianul, că a fost vindecat. Acum nu mai are treabă cu lepra,
cred că a fost o mărturie în neamul lui a intervenției miraculoase a lui Dumnezeu în viața sa, dar minunile țin 3 zile, nu-i așa, la anumiți oameni, și mintea dușmanilor întotdeauna scurtă. Pacea lor este vremelnică și ei nu știu să facă decât ceea ce au făcut întotdeauna, să urască și să iasă la război. Iată din nou pe sirieni la război împotriva lui Israel. De data aceasta, instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu pentru salvarea nației lui Israel este profetul Elisei. Sunt convins că victoria aceasta strălucitoare a lui Israel împotriva sirienilor vine printr-un om care duce o viață exemplară de rugăciune. Viața de rugăciune a lui Elisei duce la triumful lui Elisei și a lui Israel împotriva sirienilor. Și în seara aceasta m-aș bucura să învățăm o lecție practică de rugăciune de la Elisei, pentru că în ultima instanță Elisei este un om al rugăciunii. Prima idee pe care o învățăm din textul acesta este că prin rugăciune primim revelații în situațiile dificile ale vieții noastre. Prin rugăciune primim revelații asupra dificultăților cu care suntem confruntați. Elisei primește revelația planurilor de război a sirienilor. Maestrul său, Ilie, avea o ureche foarte sensibilă. Aude ploaia până încă nici nu era semn de ploaie, nu? Țineți minte. Și spune, du-te repede acasă, Ahab, că vine ploaia. Nici semn de ploaie nu era. Dar oamenii lui Dumnezeu întotdeauna aud din timp semnele minunilor lui Dumnezeu. Aud din timp cuvintele lui Dumnezeu. Aud din timp evenimentele. Prevăd evenimentele înainte ca ele să se întâmple. Elisei de data aceasta aude cuvintele dușmanilor săi. Aude planurile de luptă pe care le face împăratul Siriei. Luca, Domnul Iisus în Luca 12:12 ne spune că Duhul Sfânt ne va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbim. Când vom fi în situații dificile, intervine Duhul Sfânt și ne învață. Ne învață ce să spunem, cum să reacționăm și cum să ne purtăm. Elisei, deci, primește revelația planurilor de război ale sirienilor. Nu cred că le primește altfel decât în rugăciunile lui de fiecare zi. Când se roagă, primește revelații din partea lui Dumnezeu. Observați că prestigiul lui Elisei îl convinge pe Ioram, pe împăratul lui Israel, de utilitatea acestor informații. Eu țin minte, încă de pe vremea împușcatului, vremea lui Ceaușescu, erau tot felul de legende pentecostale, că avem și noi din astea așa, că un frate, nu știu care, proroc, a trimis o scrisoare lui Ceaușescu și a spus lui ăsta ce o să vină peste el, nu? Cred pe urmă că au făcut-o cu toți președinții, am auzit-o că și lui Băsescu i-au mai prorocit. Ce să mai spun de fratele nostru Iohannis, nu? Cred că este ținta profețiilor noastre săruitoare, nu? Chestia este că în președintele ăsta nu te bagă în seamă, domnule, nu? Totuși trebuie să fii un Elisei, trebuie să-ți câștigi un nume ca să te audă cineva, nu? Pe mine mă distrează foarte mult românii care zice, scriu scrisoare acum deschise, o scrisoare deschisă lui Iohannis, nu? Acum, bietul Iohannis, săracul, tremură când aude de o scrisoare de asta deschisă, scrisă de, cine știe, Ion de la Poșoloca din Deal. Nu? Cred că trebuie să fii un Elisei, să te cunoască împăratul, să-ți fi câștigat un nume ca să-ți bage în seamă prorociile tale. Că altfel poți să scrii multe și bune, că nu le citește nimeni, nu ți le bagă nimeni în seamă. Dar cred că Ioram ascultă de ceea ce spune Elisei, pentru că știa acum că Elisei este un om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește și prin care face minuni. De aceea și acționează imediat, vedeți că se duce să preîntâmpine atacurile sirienilor exact în locurile indicate de Elisei. Până acolo încât împăratul Siriei, după ce se repetă
scenariile astea, nu de una, nici de două ori, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci probabil de trei ori sau de mai multe ori, nu? Împăratul Siriei bănuiește că are un trădător printre consilierii lui de război. Și întrebarea lui este legitimă. Nu voie să-mi spuneți care dintre voi este pentru împăratul lui Israel? Care mă trădează, băieți? Care vinde planurile de război? Care face bani acum cu evrei pe secretele noastre de război? Nu e niciunul, spun ei. Nu e niciun trădător între noi, dar în Israel, la ei, este un om al lui Dumnezeu care aude ce spui tu, împărate, până și în camera ta de dormit. Acum, interesant, pe care le rostești în odaia ta de culcare. Acum, care dintre împărați, când merg la culcare, recită planul de război pentru a doua zi? Dar cine știe, are o regină probabil foarte curioasă să știe ce o să se întâmple mâine, nu? Și o fi întrebând mâine, care e planul? Care e planul mâine? Câți dintre dumneavoastră auziți întrebarea asta? Mâine, care e planul? Nu? Și atunci, în odaia de culcare, încep planurile pentru a doua zi. De aia nu mai dormim noi noaptea, nu? Răspunsul meu întotdeauna, lasă-le pe mâine astea. Astăzi ajunge zile în cazul ei, nu? Mâine o să vedem noi, mâine ce faci, nu astăzi. Dar cred că în odaia de culcare, împăratul discută cu împărăteasa și povestește planurile lui. Și omul lui Dumnezeu aude cuvintele acestea. Secretul revelațiilor lui Elisei este viața lui de rugăciune. Secretul este viața de rugăciune. Dacă în dificultățile noastre avem nevoie să auzim de la Dumnezeu, să auzim soluțiile lui Dumnezeu, secretul constă într-o viață de rugăciune. Puneți-vă și rugați-vă Domnului să vă spună și să ne reveleze ce avem de făcut. Ce avem de făcut. Că dacă nu ne revelează Domnul, putem citi noi toate ziarele, putem citi toate comentariile. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în America asta, la știri sunt așa mulți deștepți și este specialiști în temeri ce. Toate le explică, au variante și nu știu de ce se întâmplă cam tot pe dos decât zic ăștia. Avem nevoie să auzim de la Domnul atunci când dăm de dificultăți, când dăm de necazuri. Apropie-te de Domnul, pentru că pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, te apropii de realitatea în care trăiești. Nimeni nu cunoaște realitatea în care trăim noi ca și Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, nu ești mai cu capul în nori, ești mai realist pentru situația reală în care te găsești. Lipsa noastră de realism în fața istoriei, în fața realităților contemporane, este că nu stăm aproape de cel care stăpânește evenimentele, care stăpânește istoria. Lipsa noastră de realism de acolo vine. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, înțelegem mai bine realitățile lumii în care noi trăim. Omul rugăciunii prevede pericolele care îl pândesc pe el și pe semenii lui. Revelația primită trebuie apoi transmisă celor afectați, celor care vor fi afectați de evenimentele care se vor rostogoli peste ei. Dar aici intervine întotdeauna credibilitatea mesagerului. Credibilitatea mesagerului. Asta este crucială. Te crede lumea sau nu te crede lumea? Eu am mai spus istoria aceasta când cineva într-o zi m-a sunat că a avut o revelație din partea Domnului și că vrea să vină să-mi spună la biserică. Eu am zis, știi ceva, trimite-mi mie să văd ce scrie revelația asta. Și pe vremea aceea erau faxurile la modă. Nu? Mai aveți cineva fax acasă? Mâna sus. Mai sunt vreo câțiva înapoiați pe aici. Piese de muzeu astăzi. Nu știu, mai folosește cineva fax astăzi. Eu tot nădăjdeam să fac un fax așa, să poți comanda pizza prin el, să vină pizza prin fax așa. N-au făcut-o ăștia. Credibilitatea mesagerului este crucială. E bine a venit faxul cu prorocia.
Și atunci l-am sunat înapoi și am zis, băi, vrei să discutăm așa ca între bărbați sau cum? Reziști la o discuție ca între bărbați? Sigur că da. I-a părut rău pe urmă de treaba asta. Am zis, mă băiatule, eu știu că tu ai dat diavolului vreo 10-20 de ani de ți-a nenorocit viața până acum. Ok? Eu cred că trebuie să-i dai lui Dumnezeu tot cam atâția ani ca să mai credem în tine. Ok? Ne-ai ruinat încrederea în tine prin comportamentul care l-ai avut. Voia profetul ăsta nou, așa, să îmbrace și să învelească femeile din biserică. Nu erau îmbrăcate în mod cuvincios. Și a zis, mai nu te supăra pe mine, dar eu te-am știut pe tine tot că le-ai dezbrăcat pe femei până la ora asta. Și acum te-ai apucat să le îmbraci. Cine crezi că te mai crede, mă, băiatule? Ok? S-a supărat rău de tot pe mine, n-a mai vorbit cu mine ani de zile. Când l-a lovit în soboală, m-a căutat. Și s-a cerut iertare, zice, frate Petrică, mare dreptate ai avut atunci, dar n-am fost în stare, n-am fost suficient de bărbat să rezist dialogului cu tine. Credibilitatea mesagerului este crucială, de aceea mențineți integritatea dacă vrei să te creadă cineva. După ce ai călcat în străhin, după ce ai făcut o deoaie, nu te mai crede nimeni, indiferent ce spui. O să fie revelație de la Domnul, nu? Trebuie să fie un Elisei constant, om al rugăciunii, serios. Împăratul îl crede pentru că și-a dovedit integritatea de-a lungul anilor. Lecția numărul 2. Prin rugăciunea ne inspiră curaj în fața pericolului. Curajul în fața dușmanilor, în fața dificultăților, vine prin rugăciune. Rugăciunea ne inspiră acest curaj. Elisei nu se impacientează când Dotanul este înconjurat de sirieni. Imediat vine slujitorul la Elisei și spune, stăpâne, ce o să facem acum? Cum vom face? Cum o să ne descurcăm? Apropo, să știți că nu e Gehazi. Gehazi și-a primit ceea ce merita, e lepros, s-a dus să-și trateze, poate în Siria, lepra, I don't know, pe unde. Elisei și-a luat un alt slujitor. Nu e vorba de Gehazi aici, un alt slujitor, probabil tânăr, probabil o mai cu minte și mai pus pe cele sfinte, nu ca și Gehazi, care era interesat mai mult în avere și în avuție. Și omul este aproape disperat. Cine este imperturbabil este Elisei. El este liniștit pentru că știe că n-a făcut nimic rău înaintea lui Dumnezeu și are tăria aceea care vine din nevinovăție. Când ești nevinovat, ești tare. Elisei vede în al doilea rând dimensiunea cosmică a acestui conflict. Greșeala noastră cea mai mare este greșeala slujitorului. Ne uităm numai la ceea ce vedem, numai la colaboratorii, la cohortelor de demoni care ne înconjoară. Nu-i așa? Ne temem pentru că ăștia întotdeauna-s mulți, întotdeauna ne înconjoară, întotdeauna strigătare, întotdeauna fac larmă mare. Știți povestea aceea că într-o zi un fermier se duce la un restaurant din ăsta de seafood, adică ar trebui mai mult să te uiți la el decât să-l mănânci, așa? De cred că asta vă o să spună, numai să ne uităm și să plecăm acasă. Ăsta vindea piciorușe de broască. Nu? Ați mâncat piciorușe de broască? Don't even try it. Nu încercați. Se duce la el și spune, domnule, am auzit că voi vindeți așa ceva, o marfă. Zice, am o baltă pe teritoriul meu. Zice, și am la broaște, milioane de broaște. Facem o afacere grozavă. Semnează ăștia contractul și trebuie să apară fermierul cu marfa. Nimic. Trece timpul așa, îl caut acum șeful restaurantului pe fermier și spune, domnule, care-i treaba? Unde-s broaștele alea de care era vorba? Zice, domnule, stai puțin, când m-am dus să văd, să prind broaștele, nu erau numai două.
dar făceau alarmă cât un milion de broaște. Să știți că nu sunt mulți dușmanii noștri, dar fac o alarmă ca și când ar fi foarte mulți. Okay? Fac o alarmă foarte mare. Dacă ești naiv și nu știi acest context cosmic al luptelor spirituale, te lași întotdeauna intimidat de mulțimea dușmanilor care te înconjoară. Nu vedem moștirile de îngeri care tăbărăsc în jurul nostru. Vedem numai colaboratorii diavolului. Și ăștia sunt tare gălăgioși. Și ni se pare că sunt mulți. Elisei însă face un lucru deosebit. Se roagă pentru deschiderea ochilor slujitorului său. Slujitorul speriat dintr-o dată vede realitatea pe care n-a văzut-o până acum. Toate dealurile din jur sunt pline de cai și de călăreți și de care de foc ale lui Dumnezeu, a îngerilor lui Dumnezeu, care tăbăresc în jurul copiilor Domnului, mai ales în vremurile dificile. Tânărul acesta nu vede decât, nu crede decât ceea ce vede și are nevoie de un miracol divin, o deschidere a ochilor. Cred că ar trebui să ne rugăm Domnului să vedem că sunt mai mulți cu noi decât sunt împotriva noastră. Ar trebui să vedem carele de foc ale lui Dumnezeu. Ar trebui să vedem îngerii care tăbărăsc în jurul Bisericii lui Hristos. Ea este întotdeauna învingătoare. Avem nevoie de acest miracol a ochilor deschiși. Dintr-o dată, slujitorul acesta disperat este un slujitor fericit, bucuros, știe că sunt mai mulți cu noi decât sunt împotriva noastră. A treia lecție de rugăciune. Rugăciunea ne dă putere și înțelepciune în luptă. Elisei, care cere deschiderea ochilor slujitorilor săi, acum cere orbirea sirienilor. Nu? Interesant, sunt prorocii ăștia. Ba să ți se deschide ochii, ba să ți se închidă, se roagă. Și când se roagă, se întâmplă ceva. În fața pericolului, arma lui Elisei este aceea care a fost întotdeauna rugăciunea. Nu știe altceva. Și Dumnezeu îi onorează cererea și comandantul sirian este complet derutat. Tot comandoul acela nu mai știe unde se găsește, nu mai are nicio direcție. Și salvatorul care merge să-i salveze este Elisei. Spune, nu este locul ăsta, haideți că vă duc eu unde trebuie. Haideți după mine, vă duc eu la omul acela pe care îl căutați. Și frumos îi duce pe sirieni în Samaria, în capitala țării. În capitala țării. Îi duce în mijlocul fortificației militare numărul 1 lui Israel. Îi dă pe mâna lui Ioram și a armatei lui Israel. Greșeala noastră cea mai mare este că ne angajăm în luptă cu dușmanii, cu armele lor, nu cu armele lui Dumnezeu. Întrebarea robului lui Elisei este legitimă. Ce vom face? Pentru că luptându-se cu armele sirienilor, Elisei și robul n-au absolut nicio șansă. Nicio șansă. Șansa este zero. Este o luptă complet nedreaptă, inegală și cu arme diferite. Nu te lupta cu dușmanii cu armele lor. Ok? Știți, spunea cineva, nu te lupta cu prostul că te bate, are experiență. Ok? Te bate la experiență. Nu? Nu cobori la nivelul necredinciosului că te bate. Are experiență în domeniul ăsta. Se minte că odată pe șantier, un muncitor, un șef de echipă, foarte nervos pe mine, era și beat, a venit să mă scuture un pic, să mă bate. Și a zis, băi, nu mă pot bate cu tine. Dar de ce? Păi suntem ilegali aici, nu? Tu ești beat și eu nu sunt. Nu putem. Tu ai mai multă energie decât mine. Noroc că am scăpat cu gluma asta, dar puteam să iau o bătaie zdravănă. Nu te lupta cu dușmanii, cu armele lor. Nu o să învingi niciodată. Nu putem câștiga bătăliile acestea fără ajutorul lui Dumnezeu.
fără îngerii lui Dumnezeu, fără carele lui de foc, nu vom putea câștiga bătălia niciodată. Fă ceea ce știi mai bine. Ce știi mai bine? Să te rogi, roagă-te, dușmanii tăi nu se roagă, ăsta este avantajul tău. Ăsta este avantajul tău. Fă ceea ce știi să faci, roagă-te. Elisei știe acest adevăr. Rugăciunea ar trebui să fie arma noastră favorită, la care să apelăm întotdeauna prima dată, nu în ultima instanță. Mergem la război, ne batem cu armele lor, ne bat măr și venim acum plângându-ne de milă, cu ochii umflați, cu capul spart și acum începem să ne rugăm Domnului, nu? Ar fi fost bine să ne rugăm înainte să plecăm la război să ne luptăm cu armele lor. Pentru că nu avem nicio șansă în fața răului, în fața celui rău, să luptăm cu armele lui. Trebuie să luptăm cu armele luminii, cu armele lui Dumnezeu. Numai cu acestea putem avea victorie. Victorioși au fost întotdeauna oamenii care s-au rugat. Înainte să cauți la fața dușmanului, caută fața lui Dumnezeu. Și vei fi victorios în războaiele tale spirituale. Lecția numărul 4. Rugăciunea ne ajută să-i tratăm pe dușmani cu amabilitate. Rugăciunea ne ajută să-i tratăm pe dușmani cu amabilitate. Sirienii sunt duși de Elisei în Samaria, în capitala țării, nu? Elisei s-a rugat ca să li se închidă ochii, acum se roagă să li se deschidă ochii, să vadă unde sunt. Și ce surpriză, ce surpriză! Un comandou militar, cred că era un fel de Delta Force, nu? A sirienilor, grupă de elită, trăgători cu arcul foarte experimentați, să trezesc dintr-o dată duși în capitala țării și li se deschid ochii și constată că acum sunt niște prizonieri duși cu zăhărelul. Cred că Ioram a considerat că Elisei ar fi luat prizonieri pe ăștia. I-a luat prizonieri de unul singur, așa, o trupă întreagă și i-a dus și i-a predat lui. Îmi place că Ioram încă se consultă cu Elisei. O să observăm duminica viitoare că atitudinea asta de respect față de Elisei se termină foarte repede la un împărat. Este fiul lui Ahab, l-a moșterit pe taică-so, este tot la fel de corupt ca și tatălui. Dar acum, la nevoie, îl întreabă pe Elisei, să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc. Prestigiul lui Elisei este prestigiul omului a rugăciunii. Cine le respectă pe Dumnezeu va primi respectul oamenilor. Oamenii care se roagă vor fi respectați până și de dușmanilor. Și spre surprinderea lui Ioram, Elisei manifestă o amabilitate extraordinară față de dușmanii lui. Pentru că amabilitatea față de dușmani este caracteristica omului rugăciunii. Omul care se roagă se poartă ca și Dumnezeu căruia se roagă. Nu? Știți că la un moment dat David a spus, vreau să mă port cu el cu bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să mă port cu descendentul ăsta lui Esau, cum s-ar putea poarta Dumnezeu cu el. Nu? Așa am să mă port și eu. Și așa s-a purtat cu Mefiboset, ca Dumnezeu. Omul care este aproape de Dumnezeu se poartă cu dușmanii cum se poartă Dumnezeu cu ei. Și nu numai că îl sfătuiește pe Ioram să le dea de mâncare și să-i hrănească bine și le dă ăsta un prânz mare, zice Sfânta Scriptură, le-a dat un prânz mare și au mâncat și au băut. Și apoi le-a dat drumul, sătui, cred că le-a pus și pachet de acasă, pachet de drum. Dragostea pentru păcătos este
deosebită pentru că în timp ce urâm păcatul, suntem chemați să-l iubim pe păcătos. Și e un lucru foarte dificil. Pentru că noi asociem întotdeauna păcatul cu păcătosul. Urâm faptele și păcatul homosexualității, dar este aproape imposibil, nu? Foarte greu să iubim pe homosexuali. Nu? Teribil. Auzi ce cere Dumnezeu. Noi asociem întotdeauna păcatul cu înfăptuitorul lui. Și aici este greșeala noastră cea mai mare. Avem obligația să-l iubim pe păcătos, cu toate că trebuie să-i urâm păcatul în care trăiește el. E bine, după acest prânz bogat, dușmanii pleacă. Și ultimul lucru care vreau să menționez în această seară este că rugăciunea duce la salvarea noastră și a celora din jurul nostru, la salvarea ta și a altora. Elisei face ca sirienii să fie eliberați după ce au stat la masă. Cred că sirienii aceștia au fost absolut năuciți. Să așteptau acum, când s-au văzut prizonieri în Samaria, să fie măcelăriți, așa cum a zis Ioram. Și în loc să fie omorâți, sunt tratați bine, primesc mâncare excelentă și primesc libertatea. Cred că sunt totalmente într-o confuzie totală. Rugăciunea și înțelepciunea lui Elisei salvează viețile acestor oameni. Și oamenii care au venit să-i facă rău, oamenii care au venit să-l aresteze, să-l omoare, ca și spionul numărul unu al lui Israel, nu e așa? Pleacă acum salvați de omul pe care ei au vrut să-l ucidă. Iertarea și eliberarea acestor sirieni oprește campania militară împotriva lui Israel. Ascultați, și oștirile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Până peste câteva luni, cum o să vedeți în textul care urmează, cu împresurarea Samariei, nu? Pentru că, așa cum spuneam înainte, dușmanii au minte scurtă, faptele tale bune lucrează pentru un timp la conștiința lor, să liniștesc, dar după care orice pace făcută cu ei este un prilej de pregătire pentru un alt război. De aceea, cum zicea profetul Daniel, războiul o să țină până la sfârșit, până la sfârșitul lumii, până când va veni Domnul. Bine, în concluzii, în această seară vreau să spun câteva lucruri, șase lucruri. Numărul 1. Am sărit cam repede peste concluzii, frații de la video. Numărul 1. Fiind un copil al lui Dumnezeu, vei avea de suferit, vei avea dușmani. Noi credem cu atâta ușurință, cu atâta naivitate, o evanghelie falsă. Dacă vii la Domnul, o să fii sănătos, tun. Dacă vii la Domnul, o să-ți meargă totul bine. Dacă vii la Domnul, o să te iubească toată lumea. Asta este o evanghelie foarte falsă. Foarte falsă. Dacă vii la Domnul, o să fii fericit. Avem și câteva cântări care ar trebui interzise, pentru că răspândesc o teologie falsă. Nu e adevărat, absolut deloc. Dacă vii la Domnul, vei avea dușmani. Și nu puțini, vei avea dușmani. Lucrul ăsta nu ne place, nu-i așa? Pentru că venim la Domnul să ne facem oameni de treabă. Ne-am pocăit, ne vedem de familia noastră, de biserica noastră, vrem să ajutăm pe alții, vrem să iubim pe oameni și nu înțelegem de ce ne urăsc ăștia, Domnule. De ce ne urăsc? Pentru că lumea urește întotdeauna ce nu e al ei, ce nu îi aparține ei. Întotdeauna lumea urește ce nu îi aparține ei. Vei avea dușmani, ca și copilul lui Dumnezeu, vei avea dușmani în această lume. Nu vei scăpa. Te vor urî oamenii. Te vor urî pentru simplu motiv că existi. Atât. Prezența ta la locul de muncă va fi o amendă la liniștea lor sufletească. Liniștea de pe fața ta va produce tulburare în inima celor oameni. Și te vor urî pentru că existi, pentru că ești acolo.
Nici nu trebuie să le predici Evanghelia, dar viața ta, dacă este o Evanghelie curată înaintea lui Dumnezeu și va fi și înaintea oamenilor, felul tău de viețuire îi va deruta pe acești oameni. Vei avea de suferit. Acceptă această realitate. Nu trăi cu ideea că va veni o zi în care nu o să te mai urască nimeni. Wow! Melodia noastră preferată, a mea și a lui soția, este Will Be Peace in the Valley Someday. No? Valley of the Sun. Valea Arizonii, nu? Să fie pace într-o zi. Ia, când va veni Domnul, atunci o să fie pace. O să ne iubească toți care vin împreună cu Domnul și să ne urească toți aceia care rămân aici. Vei avea dușmani. Împacă-te cu ideea asta. Acceptă-o. Acceptă-o ca pe o realitate, ca pe un datum. Așa e. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Vor fi întotdeauna sirieni care te urăsc. Cineva care îți va vrea răul. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu îl va urâ întotdeauna pe omul care îl cunoaște pe Dumnezeu. Instinctiv. Nici nu trebuie să faci nimic. Numărul 2. Fii sigur că suferi ca nevinovat. Suferi pentru neprihănirea ta. Ok? Fii sigur că suferi ca nevinovat. Ca neprihănit. Foarte mulți dintre noi suferim că suntem vinovați. Și atunci ne plângem înaintea Domnului și ne rugăm. Practic ar trebui să ne rugăm să ne ierte Domnul pentru vinovăția noastră, pentru păcatele noastre, că de cele mai multe ori suferim ca vinovați. Apostolul Petru spunea, aveți grijă să nu suferi nimeni ca și făcători de rele, nu? Ca unii care se bagă în treburile altora. Că sunt unii care se bagă în treburile altora. Dacă ei n-au treburile lor, se bagă în treburile tale. Nu? Fii sigur că nu ești un asemenea om și suferi ca vinovat. Suferă pentru neprihănirea ta. Ai grijă de neprihănirea ta. Să suferi pe drept, dacă trebuie să suferi. Numărul 3. Nu te angaja la luptă cu dușmanii în termenii lor și cu armele lor. Nu te angaja la luptă în termenii lor și cu armele lor. Niciodată. Dacă trebuie să te lupți, luptă-te pe genunchi, luptă-te în rugăciune, luptă-te cu armele luminii, luptă-te cu binele, anihilează răul prin bine, anulează puterea răului prin binele care l-ai făcut. Aici ar trebui o întreagă lecție teologică să o studiem, pentru că greșelile noastre, cele mai multe în luptele care le ducem, sunt lupte care le ducem unii cu alții, nu-i așa? De-aia suntem așa multe biserici, pentru că am dus războaie, nu-i așa? Și toți am zis că le-am dus în numele Domnului. Nu? În numele Domnului ne-am dat în cap unul altuia. Și războaiele astea nedrepte, așa, din pricina vinovățiilor, n-am suferit ca nevinovați, ci am intrat în luptă cu armele cu care nu trebuia să luptăm. Este o ispită foarte mare, credeți-mă. Acum ani de zile am condus un blog și cine nu știe ce înseamnă asta, rugați-vă Domnul și mulțumiți Domnului că nu știți. Intri în lupte cu tot felul de oameni, intri în lupte ideologice, teologice, you name it, cu tot felul de oameni și ești ispitit foarte tare să folosești armele lor. Dacă e obraznic cu tine, să-i spui și tu ce merită. Știți ce se întâmplă cu asta? Este un cerc vicios care se lărgește tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Pe cât el mai obraznic, devii și tu tot mai obraznic și el iară mai obraznic și lucrurile escaladează la situații incredibile. Răspunde cu bine, răspunde frumos, răspunde creștinește. Te vei alege cu înjurături, te vei alege cu blesteme. Dar nu
apela niciodată la armele lui. Niciodată nu te lăsa dus în capcana aceasta. Cineva anii trecuți voia să înceapă un asemenea război mediatic cu mine și a fost foarte șocat că eu nu mă bag la războiul ăsta deloc. M-a atacat în toate feluri, n-am răspuns nici într-un fel. Și s-a lăsat bătut, că a văzut că nu are cu cine să se bată. Nu vă angajați în lupte cu dușmani, cu armele lor. O să vă bată. Ăștia sunt specializați în operațiunile acelea. Dacă trebuie să vă luptați, luptați-vă pe genunchi, luptați-vă cu arma rugăciunii. 4. Apelează de fiecare dată la arma rugăciunii și asta să fie prima și nu ultima soluție. Primul impuls. Când dai de o amenințare, când dai de o dificultate, când întâlnești un dușman în cale, du-te și caută fața Domnului. Primul răspuns, nu ultima soluție. Nu așa cum ziceam înainte, cu capul spart, cu coastele rupte, vii să te loși Domnului acum după ce ai luat o bătaie zdravănă, pentru că te-ai luptat cu armele Lui. 5. Deschide-ți ochii să vezi că sunt mai mulți cu tine decât împotriva ta. Deschide-ți ochii să vezi carele de foc ale Domnului, să vezi îngerii Domnului care tăbărăsc. Uită-te la contextul cosmic al luptei tale. Cine este în spatele acestui atac? Diavolul care îți vrea răul și este tatăl minciunii și este un ucigaș. El este în spatele atacurilor care sunt împotriva ta. Deschide-ți ochii să vezi că Dumnezeu este de partea ta în acest război. Doamne, ce mare nevoie am avea să vedem aceste adevăruri. Din păcate, vedem și auzim numai alarma celor care luptă împotriva noastră, numărăm cât sunt înarmați împotriva noastră și nu vedem îngerii lui Dumnezeu care tăbărăsc în jurul copiilor lui Dumnezeu. Și ultima concluzie, fii amabil cu dușmanii tăi. Vei grămădi cărbune aprinși pe capul lor. Nu știu care dintre poeții români zicea, răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit să recunoască că ești bun și dânsul e rău. Nu? Asta e cea mai grozavă răzbunare, dacă vrei să te răzbuni pe cineva. Fii bun cu el. Fii bun cu el. Dă-i să mănânce. Dă-i libertate. Poartă-te ca Dumnezeu. Este o formă de răzbunare asta, nu? Va pleca umilit acasă. El nu s-a putut ridica la înălțimea ta spirituală. Ai putut să-l ierți și n-ai zis nimic. Ai putut să treci peste ofensa aceea. Fii amabil cu dușmanii tăi. Nu e greu, nu e așa după ce am bătut. După ce am bătut bine, putem să fim foarte amabili cu ei după aia. Cred că trebuie să fim amabili și după ce ne bat ei. Trebuie să fim amabili întotdeauna. Trebuie să ne purtăm cum s-ar putea Dumnezeu cu cei din jurul nostru. Nu știu de ce avem noi așa românii un sens al dreptății, domnule, un sentiment, trebuie să facem dreptate, să fie drept. Știți că Dumnezeu nu ne cere să avem dreptate? Nu? Ne cere să iubim. Asta ne cere, e poruncă dumnezeiască. Nu există nicio poruncă în care să se spună tot creștinul trebuie să aibă dreptate. Nu. Dar tot creștinul trebuie să iubească. Și uneori trebuie să renunți la dreptate de dragul iubirii. Dacă n-ați învățat asta în familia dumneavoastră, trebuie să veniți la consiliere. Trebuie să veniți la consiliere maritală. Cred că aveți o familie cu probleme foarte mari. Nu? În familie am învățat asta, nu-i așa? Că nu trebuie să avem dreptate, trebuie să iubim. Că dacă ar fi fost după dreptate de fiecare dată, am fi avut niște bătăi din alea zdravene și am fi ajuns la divorț. Dar n-am apelat la dreptate, am apelat la dragoste. Dragostea care iartă totul, care
nu vede totul, nu? Care uită totul, care acopere totul. Știți că este aceeași lege în relațiile noastre cu semenul nostru? Până acolo încă Dumnezeu spune că pe dușman trebuie să-l iubim. Păi nu-i greu, nu, să-l iubim, că doar noi ne-am făcut pe ăștia, pe dușmanii ăștia. Nu-i greu să-i iubim. Ba, e greu, e foarte greu. E foarte greu să iubești, e foarte greu să ierți, e foarte greu să uiți. Acum, știți că românul are o vorbă care zice așa, eu te iert, dar nu te uit. Știți că e corectă afirmația asta? Cu toate că unii cred că nu-i teologică. Este. Pentru că nu putem să uităm. Nu vom putea uita niciodată. Sunt răni care ni s-au făcut, care nu o să le putem uita. Și este normal să nu le putem uita. Că nu avem un buton de delete undeva, nu? Unii spun că de-aia oamenii se dilesc. Nu, cred că din engleză vine chestia asta. Nu? Asta e delete, zice. Noi știam engleză de pe vremuri. De la Daci încoace. Problema este că nu avem un asemenea buton să ștergem ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Dar omul care iartă hotărăște să nu mai vorbească despre chestia aia. Asta este tot. Nu mai spui povestea aia, nu mai readuci subiectul ăla niciodată. Eu nu cred că Dumnezeu a uitat, a aruncat în marea uitării și nu mai ține minte nimic, Domnule. Nu își mai aduce aminte nimic. N-ar mai fi Dumnezeu dacă ar uita. Dar El știe și tace. El știe și nu zice nimic. Credeți că tatăl fiului risipitor nu știa cine-i fiul sau? Știa foarte bine. Nu? I-a reproșat ceva lui ăsta? Mi-a mâncat banii? Mi-a nenorocit numele? Nu. Nu i-a reproșat nimic. A hotărât să nu mai vorbească despre lucrurile acelea. Despre lucrurile acelea. Am văzut odată un film care mi s-a părut extrem de interesant. Când murea cineva în război, ceilalți spuneau, ăla nici n-a existat. În momentul ăla, ăla n-a mai existat. N-a existat, a murit Ion în război, Ion nu mai există. Nu mai există, nici nu a existat vreodată. Și nu mai vorbea nimeni despre Ion. Pentru că războinicii trebuiau să pornească la luptă fără resentimente, fără durerea că fratele lui, tată, mama, eu știu, a murit în război. Era o decizie care spunea, a murit, nu a existat. Ăsta este șers complet din realitatea noastră mentală. Eu cred că un om care hotărăște să ierte, spune, lucrul ăsta nu a mai existat, n-a existat. De el nu mai vorbim niciodată. Vreți să vă aducă soția aminte permanent de unele prostii sau gafe care le-ați făcut? Unele își aduc aminte mereu și vă torturează cu ele. Ce se întâmplă în familia aia? Crește dragostea, nu-i așa? Să înțeleg de minune. Nu, își ruinează sentimentele și familia. Dar ferice este de familia aceea în care cel ofensat hotărăște că aceste lucruri nu se discută niciodată și nu le mai pomenim niciodată. De ce vreți din răni vechi să stoarcem dureri noi? De ce? For what? Cui folosește? Nimănui. Diavolului folosesc lucrurile astea. Fii amabil cu dușmanii tăi. Nu le mai reproșa nimic niciodată. Nu e ușor. Oameni care te-au vândut, probabil o să te vândă și a doua oară. Dacă vreți o consultație personală, stați după serviciu să vă spun ceva. O să te vândă și a doua oară, și a treia oară o să te vândă. Dar ca să fii ca Dumnezeu, este să nu mai vorbești, să ierți de fiecare dată, ca și când nu se întâmplă nimic. Și să nu mai reproșezi niciodată. Să dai șansă dușmanului tău să schimbe viața.
Hai să repetăm aceste 5 lucruri despre rugăciune. Poate că ținem minte măcar unul dintre ele. Prin rugăciune primim revelații în situațiile dificile ale vieții. Rugăciunea ne inspiră curaj în fața dușmanilor și a greutăților. Rugăciunea ne dă putere și înțelepciune în lupta pe care o ducem. Rugăciunea te ajută să-i tratezi pe dușmani cu amabilitate, să te porți ca Dumnezeu cu ei. Și rugăciunea duce la salvarea ta și la salvarea altora. Experiența lui Elisei este o lecție despre rugăciune care cred că ne-ar prinde bine fiecăruia dintre noi. Și haideți să o aplicăm, să ne rugăm Domnului, să încheiem cu o rugăciune în seara asta, să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului pentru dușmanii noștri. Are cineva vreun dușman pe aici? Cum știți că bunica aia pe la... l-a mărturisit la biserică, așa pe la 95 de ani, chiar nu mai are niciun, nu are niciun dușman. Și pastorul, dar cum ați făcut, soră? Zice, au murit toți. N-așteptați până mor toți, ok? Să nu mai aveți dușmani. Eu știu că aveți, ok? Știu că aveți situații dificile. Știu că vă confruntați cu situații deosebite. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să le rezolvăm prin rugăciune situațiile acestea. Să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să ne dea viziune, ce avem de făcut, ce avem de spus. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să fim amabili cu oamenii ăștia care ne fac viața mizerabilă. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să ducem o viață de rugăciune autentică. Cu toții să ne rugăm Domnului.